Marele zid chinezesc a fost distrus de un buldozer. Doi muncitori au decis să-și facă o scurtă tură prin care să ajungă mai repede la muncă. După incident au fost arestați și riscă mulți ani în spatele gratilor. Cei doi muncitori, un bărbat și o femeie, au fost arestați de poliție după ce au avariat o porțiune deja afectată din Marele zid chinezesc. Aflați în fața autorităților, aceștia au spus că au vrut să lărgească o cavitate deja existentă din Marele zid, însă explicația nu i-a mulțumit pe polițiști. Ancheta preliminară a forțelor de ordine arată că, de fapt, aceștia au vrut să reducă distanța pe care erau nevoiți să o parcurgă. Cei doi muncitori au fost acuzați că au provocat daune ireversibile integrității relicvei culturale și se află în arestul poliției. Construcția Marelui zid chinezesc a început în anul 2000, înainte de Hristos. În lunga sa istorie, unele porțiuni din structură au fost deteriorate sau chiar demolate de-a lungul anilor. Datele actuale arată că peste 30% din Marele zid chinezesc a dispărut în întregime cu trecerea anilor, în timp ce doar 8% din acesta este considerat bine conservat.